În emisia live de ieri, mama Antonii a intrat pentru câteva ore în casa mireasă. Ce m-a spus, nu? Doamna, puteți să-mi dați mie cheia de la mașină, că nu o luați pe Antonia. Așa că doamna Roxana profita de timpul scurt pentru a discuta cu Antonia despre stările prin care trece. În primul rând, să încep cu lucrurile pozitive. Mă bucur foarte mult că ai păstrat respectul ăsta și decența. Și când vorbești urât și că nu faci lucruri rele și că nu, știi? E important. Mai e câte o scăpare, da. Mai e câte o scăpare, dar când ai insultat sau când ai jignit, asta ai grijă, da? Bun? Și rest, dacă poți să te abții la chestiile astea de teribilism. Da. Că practic, să știi că tot rău este spre bine. Chiar și așa, în contextul ăsta. Mm-hmm. A fost dureros. Am avut o sâmbătă groaznică. Da, am înțeles și am fost alături de tine. Când ai plâns tu, am plâns și noi toți. Așa. Unde este Biblia care ți-am dat-o eu? Era doamna Daniela. Eu doresc să o iei înapoi. Va trebui să ți-o înapoieze. Biblia ți-a dat-o mama cu drag și este toată dragostea și lumina și iubirea mea de mamă în ea. Este doar pentru tine, Biblia. Dar gândurile se duceau și spre gala care urmează și cine știe ce se poate întâmpla. Și vineri nu o să mai fiți pedepsiți încă o dată, nu? Nu. Eu mă aștept la chestia asta, jur. Eu m-am gândit la chestia asta. Că o să fie în fiecare săptămână. Hai să nu... Asta este. Atunci, acest timp, îl veți recupera îndată. Ieri când am vorbit cu el în live și m-a întrebat ce faci, cum ești, și i-am spus, mi-e dor de tine și... Mi-a întors privirea, nici s-a mai uitat la mine, gen. Și n-a zis absolut nimic, s-a uitat în pământ. M-am simțit prost. Dar doamna Roxana mai avea câteva gânduri bune și pentru doamna Iuliana. Îți mulțumesc că ai grijă de ea. Chiar ai avut multă grijă de ea. Că te-ai încărcat, să mi zis că... Păi și asta contează. Și mai spuneți și dumneavoastră să... Mi-a spus, bag un cap în gură într-o zi de ori își dă cu reveneală, ori nu-și mai dă. I-am spus. Ce să mai zic? Ea trebuie neapărat să arate la puterea 100 ce simte. Exact. Da. Și ți-am mai zis de atâtea ori, am mai zis o chestie, dar nu o ascultă. Lucrurile private sunt private. Vorbești foarte mult de lucruri private. Bine, e mai încetat, dar zic. Cristian se alătura și el discuțiilor și își primea sfaturile de rigoare. Când sunteți voi doi, văd bine, adică doar văd aplei. Noi suntem că bine. Că vă înțelegeți foarte bine, voi doi. Da. Foarte de bine fapt, vă înțelegeți. De fapt, n-am avut niciun conflict. Avem gradul ăla de nebunie, la fel, da? Avem când suntem liniștiți, suntem liniștiți. Și același la muzică și compatibilitatea asta la asta. Părinții, în cazurile astea, trebuie să dea șanse. Adică eu, de exemplu, nu pot să te judec după copertă, că nu te cunosc. Și pentru asta îți dau șanse. Chiar dacă mi se par niște lucruri, îți acord șanse pentru că, în primul rând, ea ți-a acordat o șansă. Și este important pentru mine ce-a decis ea, ce își dorește ea. Știți ce simt eu în spatele a ceea ce mi-a spus acum? Că în urma deciziei care a fost luată vineri, ea nemai discutând cu mine, după astea câteva zile, probabil că e un pic în dubii cu ceea ce gândesc eu acum. Da. Eu asta cred. Și e normal să fie o incertitudine. Clar, este normal să fie o incertitudine. Și tocmai tu ai o poziție mai, cum să spun eu, pentru că ai pe mama alături și ea nu mă are pe mine, cu atât mai mult tu trebuie să fii atent la chestia asta delicată și să-i asiguri tot suportul pe perioada asta, până când vă reconectați. Ți-am zis că eu asta am simțit, că în astea două luni a fost vorba mai despre el. Am amplificat totul că este mama lui aici și tu nu. Și automat tu pari în minoritate. Eu am părut și par în continuare în minoritate din cauza că sunt singură și a fost vorba numai despre cealaltă parte, dar suntem doi oameni, nu un om. Am spus, nu este despre părinți, este despre voi. Dar gesturile lui Cristian erau mult mai bine explicate în fața doamnei Roxana. E prima dată pentru mine când trec printr-o astfel de situație. Și de asta sunt de multe ori
de asta sunt și tăcut și calm și pentru că te gândești. Și eu sunt omul că le care gândești. Da. Încerc să le gândesc și să fac. Da, știți cum e, nu am nicio răspunsuri pentru tot, pentru că așa cum a spus dumneavoastră, cu timpul, experiența vine cu timpul, cu ani, cu treci prin ele. Eu am vrut să stau de vorbă puțin cu mama ta și am vrut să o asigur că totul este ok din punctul meu de vedere și să explic niște situații, pentru că dânsa a notat o situație, adică că eu am crescut-o singură pe Antonia, da, eu am crescut-o singură pe Antonia și am compensat acest lucru, nu știu, poate lucruri materiale, a răscățat-o. Și îi spuneam că poate nu am fost o mamă perfectă și nici n-am crescut-o perfect, dar cu siguranță e perfectă pentru mine. Și am rugat-o să nu neapărat să se regăsească conexiunea care a fost cândva, dar e nevoie de timp și toți trei trebuie să înțelegem asta, toți trei voi. Bine, și eu, că și eu automat am preluat din jocul vostru. Când vouă vi s-au întâmplat lucruri și s-a întâmplat asta și eu de acasă, ai văzut, noi toți am fost implicați. Trebuie să ai curaj, să aveți curaj și tu și ea. Eu așa am crescut, așa am învățat-o. E altfel, fără doza asta de curaj și de a încerca situații, treci printr-o viață monotonă, o viață care, știi, nu-ți oferă prea multe posibilități. Nu deschide uși foarte multe dacă tu nu ai curaj. Și atunci, da. Mami, el are curaj să facă absolut orice, numai să spună ce simte. Asta se învață. Este timp. Numai să fiți deschiși. Dacă sentimentele sunt reale. Și am fost atent prin ceea ce i-a scris de fiecare dată că... Ai asimilat și tu. Am asimilat și sunt prezent, adică sunt aici. E important, îți mulțumesc. E greu, nu o să nec să știi că lucrurile pe Antonia a fost o provocare. Da, pentru că e o tipă foarte de copil, să știi, a fost așa originală și e foarte diferită. Și atunci diferită, eu nu da. Am vrut, nu am vrut să stric patternul ăsta, știi, modelul în fabricație, eu am vrut doar să șlefuiesc atât. Dar să-i spuneți că nu este un extraterestru. Diferit nu înseamnă să fie extraterestru. Să știi că eu am crescut-o sigură pe Antonia. Eu sunt prietenă cu tatăl ei. Antonia are sprijinul și suportul tatălui ei non-stop. Nu suntem o familie dezbinată sau nu. Dacă îmi permiteți o întrebare, că am înțeles că sunt asemănător cu tatăl Antoniei, nici el nu s-a deschis niciodată și nu a spus... Ea n-a zis asemănător, a zis că a mai văzut acest tipar și că a avut de pierdut cu asta. Și care a fost? Ați avut antidot pentru nu. Asta? Nu. Nici nu m-am întrebat un pahar cu apă, cafea, da, mă orice. Frumos. Apă? Dacă îmi dați un pic de apă, nu o să vă refuz. Da, și vă așteptăm aici. Știți cum? Îmi plec foarte mult pe mama ta. Da? Da. S-a făcut mai dulce. Și vă place și Antonia mult. Senzația mea a fost că doamna Roxana a adus așa un soi de zen între voi. Cel puțin ăsta a fost sentimentul pe care mi l-a lăsat. Și m-a încercat să vă calmeze, să calmeze cumva spiritele și să vă arate că poate dacă v-ați da doi pași în spate și v-ați uita atent la tot ce se întâmplă, ați vedea altfel lucrurile și ați putea vedea și partea plină a paharului. Vreau să încep prin... Ai spune iubitei mele că arată foarte bine astăzi și nu doar astăzi, întotdeauna. Iar referitor la venirea doamnei, mamei Antoniei, eu am fost deschis și am fost și curios de ceea ce spune dânsa. Nu am avut nici măcar preț de o secundă vreo nedumerire, în sensul în care ar fi putut să... nu știu, să creeze discuții, s-a văzut clar. Asta m-a așteptat. A venit cu un steag alb, a venit cu o ofrandă de pace. Exact, cea mai bună gândire pentru momentul acesta în care ne aflăm toți trei. Pentru că mama mea așa este, ea are un fel de a comunica și de a se exprima foarte empatic. Ea nu atacă, nu critică, nu judecă. Ea
dar e acel lucru de omenie în ea. Și am simțit venirea ei că m-a încărcat cu energie, cu lumină bună. Adică a venit pentru sufletul meu. Că dacă s-a schimbat ceva între mine și doamna Daniela, nu. Adică eu nu trăiesc cu impresia... N-ai că... putut să iei din energia pe care... Adică te-ai încărcat cu energia aia, dar nu poți să o pui în aplicare. Da, pentru doamna Daniela poate să vină și papa de la Roma să-i zică orice. Ea are niște idei implementate în mintea ei pe care nu poți să-i reschimbi, nu poți să o scoți. Eu nu cred că dacă îi oferi unui om argumentele corespunzătoare, nu poți să-l faci să înțeleagă și punctul tău de vedere. Am văzut ieri când am încercat să vorbesc cu ea și mă ignora, se făcea că nu mă aude. Și am înțeles în momentul acela că nu vrea nici să vorbesc cu ea, nici să-i zic bună ziua, nici să se uite la mine. Nu se uita la mine în timp ce vorbeam cu ea. Simt deja că i-am devenit cumva antipatică, adică... Atunci lasă-le așa, dacă vezi că nu se poate, lasă-le așa și nu le mai spune. Am înțeles. Doamna Daniela. Vorbesc de la sine. Lasă-le așa, cum sunt. Am întrebat-o dacă are nevoie de niște și nici nu se uita la mine, decât, Cristian. Ascultă-mă, Antonia, decât să mai fiți în contre non-stop, lasă situația așa și mergeți mai departe. Păi asta am făcut. Da, da, da. Mai bine liniște decât să fie... Știi care e treaba? Nu e genul ei să lase așa. Adică, cel puțin din câte o cunosc eu, din cât am cunoscut-o aici, nu este genul care să lase lucrurile. În altă ordine de idei, doamna Daniela, spuneați dumneavoastră că Antonia este cea care a făcut un pas în spate în relația cu dumneavoastră. Și acum e adevărat ce spune Antonia, că a venit să vorbiți și ați ignorat-o? N-ați dorit să vorbiți cu ea? E frumos spus, un pas în spate. Nu, i-a făcut mulți pași greșiți. Acum nu știu să spun în față, în spate, în lateral, stânga, dreapta. Dar în momentul în care ea a mărturisit ce frici are și acum cum mă proiectează, eu ce pot să fac? Dați-mi un sfat, vă rog. Doar să încercați, dacă vă doriți asta, să, cum îi spuneam și ei, să o faceți să înțeleagă, adică și reciproca e valabilă, să o faceți să înțeleagă că de fapt nu este așa. Dar v-ați gândit poate și una și cealaltă, că uite, acum mă bucur, suntem pe un ton mai așezat și cred că îi se datorează mult mamei Antoniei. V-ați gândit și una și cealaltă că nu știți să vă faceți înțelese una cu cealaltă și că nu știți să vă oferiți argumentele potrivite și în loc să fiți într-un dans, cum spuneați dumneavoastră, în față, în spate, dreapta, stânga, sunteți într-un... Nici nu știu cum să-l numesc. Îl băgați pe Cristian, despre care nu pot să spun bietul Cristian, că nu e. Care 2 metri. Dar nu e vorba de 2 metri, că poți să fii de 2 metri și să... Trebuie să fie și deschiderea, doamna Gabriela. Vreau să vă spun ceva, doamnelor, și mă refer acum nu doar la doamna Daniela și la Antonia, ci la toate fetele care urmează să-și găsească un partener sau și-au găsit un partener și la doamnele, mamele băieților, nu sunteți într-o competiție. Nu sunteți într-o competiție. Uite, băiatul ăla de 2 metri sau oricare de aici, că avem numai băieți care sunt implicați într-o relație, oricare dintre voi, domnilor, poate să le iubească pe amândouă. Doar că pe una o iubește într-un fel și pe cealaltă în alt fel. Doamnelor, nu sunteți într-un conflict pentru nimic. Poți să le iubești pe amândouă? Adică să ai sentimente, că nu vorbim acum de... Să ai sentimente și să... Pentru fiecare separat, așa. Bineînțeles. Și este... O iubire asemănătoare, dar în același timp diferită, nu știu cum să o iei. Corect, este corect. Iubirea de mamă cu iubirea de... De ce ai întrebat-o pe doamna Roxana dacă te recunoști cumva sau te-ar recunoaște cumva în tatăl Antoniei? Pentru că am purtat o discuție cu Antonia. De fapt, Antonia a avut deschiderea asta, ea mea a făcut o comparație între mine și tatăl ei și... Tocmai de asta am fost curios de răspunsul dânsei, ca apoi să audă și Antonia, adică
Da, e da, foarte bine. Și a fost o întrebare, a fost o întrebare foarte bună. Da. Să știți, bine. Asta vine la pachet cu rugămintea către Antonia să nu dezvăluie lucruri intime. Iar tatăl Antoniei nu este tocmai pus într-o lumină bună de către Antonia. Mă rog, deci, asta nu știu, asta... Eu atât bun. Am avut n-am vorbit deloc despre el aici și nici nu o să vorbesc. O să... N-are nicio... Nu, nu am înțeles exact ce vreți să spun. Da.